știu cu ce să începe. Cu sunetul ăsta frumos de închis. Ia uzi. S-a dat în jos, au înlocuit colierul cu sârma. Ia, tu apeși pe frână? Păi da, pe ce apăs? Ia uite. Bă, nimic. Oricum să-și aude că la ăștia cu tambur pe spate. Da. Ia uite. Al cărui consum, eu unul am văzut cifre în bord de 3,7%. Între mașina asta și modelul din prezent, tehnologic nu e prea multă diferență. Da, dar vezi că trage, e 1.5 motor, nu? Da. Ca să-ți dai seama de calitățile unui producător, trebuie să-l vezi atunci când mașina respectivă a îmbătrânit, când are ceva ani. Asta e închis? Nu, când e nouă. Cu gardă înaltă și amortizoare și arcuri blânde, au făcut-o să fie trainică pe coclaurile românești. Da, domnul Pescu. Domnul Lupu, ne auzi? Vă aud. Suntem cu Logan 1.5 DCI. Cu 130 pe oră pe autostrada la Sebeș și mă auzi bine? Păi de ce vorbești tare? Păi eu nu te aud pe tine deloc! Suntem pe coborâre, domnul Preda. Nu se vede nimic, tot alb în față. Bă, dacă îmi face, vă rog, îl rog. Bă, lăsă-o mă ușor, bă. Ce ați făcut? Șefule. Bă, mă, cum să răstoarnă asta. Auto. Calm, mi se încinsă ceapca pe interior. Gata, domnule, bună pentru dumneata. Nu, că o prefer. Una, două ștergătoare. O prefer pe asta, domnul Robert. Mamă, ce faci, fata mea? Cum ți-a fost? Cum ai stat? Ia uite, te scoapele să prezintă bine. Ia uite aici la aripa față, ia uite aici. Ce-i acolo? Când începe? Lacrimile, lovim. Până și aici, ce facem, ia? Aici s-a spart plastic. Vezi că e tablă, că e plastic, toate se spart. Dar hai unde trebuie, că am văzut că azi e cu suferință. Păi asta e făcută după. Azi avem de suferit. Ia uite-o. Azi avem de suferit. Hai că vin și băieții cu girofarul, cu... Păi are și radarul pe ea. Păi are tot. Ăștia îmi plac mie că sunt ele parcate așa, în fața porții, cu botul spre mine. N-are geamuri negre pe spate. E bine. Stație de aia, antenă de aia mică. Dar culoarea e cea potrivită. Da, dar de la depărtare te sperie. Așa că... De la depărtare ai pus-o. E la mine cheia. Nu e că... Nici nu știu cu ce să începe. Cu sunetul ăsta frumos de închis. Ia uzi. Ia vezi, bat ușile în caroserie pe sus. Nu, domnule, ce vorba e. Fii atent, nici în cheder nu-l vezi acolo. Asta nu e utilizată, de-aia merge greu. Uite, vezi, vine peste. Nu are niciun semn, nimic. Are gaură să intre vânt, zăpadă și așa mai departe. Da. E bună. Uite, și asta apă un pic, așa are urme de chestii de ăștia, dar nu grav. Pentru că este o mașină din 2006, este prima generație de Logan. Prima generație de Golan. Este prima generație a Loganului. A noi mașini făcute de Dacia. Și așa cum ne place nouă să studiem mașinile, am ales din asta la 15 ani de viață, pentru că durata vârstei, vârsta media mașinilor de pe piața din România, înmatriculată, este 14 ani. Așa că am luat un Logan care are 15 ani. Pagă, nu mână. Mai merge centralizata. E, poate nu are de fabrică. A, da. Să fie mai ieftină. Cât crezi că a costat mașina asta? Cât a costat? Păi cât crezi tu? Nu știu. Ia scoate Samsung-ul din buzunar. Scoate Samsung-ul din buzunar. Cât vrei pe el? Note de 20? Da. 2800, 3000? Nu, domnule. Atât e unul. Îl mai țin. Telefonul? 600 de euro mașina. Și atunci? Mai scumpă decât telefonul. Nu e bine. Da, dar la asta nu pot să mă uit. Uite, vezi? Da, dar nici cu telefonul nu poți să mergi. S-a intervenit aici. S-a dat aia în jos. Au înlocuit colierul cu sârma.
Uite, vezi? Că au dat haionul jos. Exact. Eu sunt... A fost lovit în spate, e reparat, că se vede. A fost frânt de aici un pic, din lovitură. Un îndreptat. Da. Dar. Dar nu sunt ăștia. Omul a luat-o să-l ducă din punctul A în punctul B. Exact. Vine însă echipată cu... un engine. Uite. Un motor bun. Spre deosebire de 1.4 aspirat din acei ani, care era complet impotent, și de 1.6 care a fost cam scumpicel, nu mai vorbim de 1.6 16 supape, care o transformă într-o mică rachetă, fără frâne și stabilitate. 1.5 DCI debutează și pe mașinile noastre. Și face istorie. Pentru că un vecin de-al meu, un domn simpatic în vârstă, când s-a pensionat undeva în 2007, posesor de Olsit, m-a rugat să-mi consiliez. Domnul Mihai, vreau și o mașină. Ce mi-ați recomanda? Mă mai duc pe la pește, mă mai duc pe la țară. Mi-aș lua una la mâna a doua, dar mi-e frică că o mai zgâri, că o mai lovesc, că o mai... Și i-am zis, domnule, luați-vă Logan nou. Păi și de care? Zic, luați-vă cu motorul de 1.5 diesel. Aveți grijă că sunt Euro 4, că la început au fost Euro 3. Cele Euro 4 sunt cât de cât ok. Aveți parte de un consum mic. Și de atât. Omul, bineînțeles, s-a luat o truck line, fără mai nimic pe ea. Dar în circa 11 ani cât a ținut-o, care a făcut sub 100.000 de kilometri, n-a avut nicio problemă cu ea. Nicio problemă cu ea. Cu, acum vreo 2-3 ani a dat-o înapoi la dealerul de unde a luat-o și și-a luat modelul nou. Nu ultimul. Exact la sfârșitul vieții celei de-a doua generație. Are domnul avarii. Are domnul avarii. Are. Fii atent ce vreau să fac. Eu sunt curios dacă dăm cheia. Să... Da, pune contactul și apasă pe frână. Să vedem câte se aprind. Pune contactul, apasă pe frână și aprinde și pozițiile. Poziție avem? Avem. Și stop pe frână? Stop pe frână. Acum e călcată. Da, nu, ia aprinde pozițiile. Asta e poziția? Da. N-ai poziții, n-ai stop pe frână, n-ai nimic. Cum n-ai? Nu merge nimic. Ia, tu apeși pe frână? Păi da, pe ce apuși? Ia uite. Bă, nimic. Oricum să și aude că la ăștia cu tambur pe spate... Da. Ia știu. Oricum e bine că nu, e, că nu are lipsă din aia de masă, cum au majoritatea modelelor Renault. De pe vremea Renault-ului Shamad 19, trecute prin Megane, Laguna și așa mai departe, pentru că un producător serios își remediază defectele astea de condens în mufe, în mufele triplelor și așa mai departe. Renault n-a făcut-o, a trimis-o și la Dacia. Opa! E? Și problema a persistat. Ea ca mecanică însă este un Clio simbol. Adică un Clio sedan, suspensie față McPherson, punte spate simplă, tambur pe spate că n-are cai mulți și nici nu-i trebuie. Și cam atât. Ce este curios la ele, este că acum la ceva ani care au trecut peste, unele au ruginit foarte rău, unele deloc, unele pici-picolo. Explicația nu știe nimeni. Ia pune una să vezi, zici că e blindată. Nu, ce grea e. Uite, ia las-o deschisă. Vechea problemă la vopsitorie. Vopsim exteriorul și interiorul lăsăm frecat doar cu mașina. Vezi? Bă, rog, tu dai seama la o mașină de genul ăsta... Dar de ce puneți problema așa? În... Păi nu, dar cine vopsește capota? Ori nu mai intervii aici să pui mașina de jlefuit, ori îi spui, vezi că trebuie făcut și interiorul. Ce să mai... În fine. 1.5 de cei, într-una de variantele lui de putere, mamă, cred că de 75, maxim 85 de cai. Despre al cărui consum, eu unul am văzut cifre în bord de 3,7%. Probabil cu roțile umflate un pic mai tare și fără a depăși 80-90 viteze pe oră. Viteză cu care și părinții noștri mergeau cu bătrânele 1300. Dar
Dacia Logan, care domnul Stroie, celebrul director al brandului, a afirmat-o că va costa 5.000 de euro, a costat cel mai puțin 6.300 de euro, iar astea pe motorină cam 9.000 de euro, 8.000, 9.000, chiar și 10.000 la oreată alea cu de toate, sau prestigi, cum se numeau, cu volan îmbrăcat în piele și cam atât, sau ce mai aveau. Dar, între mașina asta și modelul din prezent, tehnologic nu e prea multă diferență. În afară de faruri cu lumini în Y sau cum se numesc, nu are nimic în plus sau în minus. Însă, acest prim model al Dacii Logan este spațios. Cam așa este locul de la șofer. Mult, mult mai mare decât în modelul actual. De ce? Downsizing, preț ascending. Pentru că una din prezent, cea mai ieftină, e 8.300 de euro. Farurile în Y costă. Nu știu ce să zic. De ce costă? Dar să faci o mașină din aceeași clasă, pe aceeași structură, cu niște chestii mai noi, dar să o faci mai mică la interior și cu un preț mai mare, numai la Dacia Renault se poate. În rest, despre ce se întâmplă tehnic în aceste mașini, cu ele, nu prea vă pot spune multe, pentru că este o mecanică simplă, o construcție simplă. Motoarele astea, într-adevăr, au mai avut probleme cu injectoarele primele serii, cred că cele Euro 3, s-ar putea la Euro 4 să se schimbe sistemul de injecție. Pe partea de tablă, rugina, așa cum am văzut, la unele apare, la unele nu apare. Aleatoriu este prezent în viața românilor. Domnul Preda, parcă ai sudat și niște deștea. Am sudat, domnul, și deștea. Și picolul, și picolul. Am niște lungiroane foarte moi. Serios? Da. Care cum o atingi un pic într-un colț, să culc așa, în direcția opusă, loviturii. Bun. Armătura ce e foarte tare, dar în rest... A, dintre ele? Da. Păi ca să înțelegeți de ce vin acele stele puține la mașinile ăștia, nu din ce vă spune... Nu sunt construite lungiroanele ca la altele mașini, în formă de acordeon. Când o lovești, depinde cu puterea care lovită mașina să se strângă treptat către habitaclul în coagă al mașinii, ele dai în bot să strâmbă lungiroanele de la jumate sau după oală, dacă e mai tare. Da, minunat. Da. Asta ca să înțelegeți de ce nu ia mașinile astea românești stele la euro în cap. Oamenii încearcă să cosmetizeze rezultatele negative spunându-vă n-a avut nu știu ce sistem, n-a avut de la, n-a avut de la. Ba chiar sunt mașini care dacă au niște sisteme din ăștia, ia mai multe stele. Dar structural, pe deformările mecanice ale caroseriei, ia doar două stele. Cum a luat și asta, cum ia și cea din prezent. Pentru că este tablă de calitate inferioară. Există pe acest YouTube teste ale modelelor Renault din India, din Brazilia. Și dacă le veți urmări, veți vedea cum mașini identice, care arată identic, dar fabricate în fabrici diferite pentru piețe diferite, una se deformează într-un fel, cealaltă în altfel. Așa cum v-am spus, o mașină se construiește ca și o casă. Proiectul este unul, materialele sunt alese. Poți să faci o casă din cărămidă poroterm sau poți să faci din bolțari. Cam așa e și cu mașinile astea. Însă marea mea nelămurire la adresa lor este această pierdere de spațiu odată cu înnoirea modelului. Nu mai mă urc în ea, că se vede cât loc este în spațiu. Ia urcă-te, domnul Preda, că ești scaun de aceea statură. Cu mine scaunul l-am reglat cât de cât. Of, Doamne! Dacă te urci în modelele noi, stai cu picioarele la gât. Dacă ești trei persoane, n-ai decât să stai cu picioarele așa. Și ăsta din spate, când se pune, îl împingi în spate. Dacă ești doar două persoane, hai că o reglezi așa. Oricum, dacă o comparăm cu modelele precedente de Dacia, Solenza, Supernova, mașina este un plus. Însă noi, românii, ne place să ne îmbătăm cu apă rece. Suntem foarte critici și activi în online și combatem samsarii, cei care ne aduc rabde, mașini reparate, îndoite. Dar din toată cariera mea pe YouTube și din sutele, aproape cred că 1000 de oameni cu care am intrat în contact, la noi, n-a venit niciunul, nici măcar unul,
care să mi se plângă, domnule, am cumpărat o mașină, am în a doua și m-a păcălit Nea Gheorghe. În schimb, am văzut și au venit vreo 6 oameni, chiar 7, nu mai știu, sunt pe canalul Ciobanului, care s-au plâns de mașini noi. Domnul Păun încă nu l-am întâlnit, dar sper să-l întâlnesc în realitate și să-i văd cu ochii mei mașina. Este încă un băiat de la Pitești, cu Dusterul. Dusterul la portocală. Și alte modele de mașini. Sunt domnii cu Fordul, care au dat fabrica în judecată. Dar dintre toți, cei mai mulți nemulțumiți au venit de la marca noastră. Iar nemulțumirea oamenilor n-a fost, domne, n-are performanțe, domne, nu are nu știu ce dotări. A fost pe lucrurile simple. Domne, ușile înfreacă în caroserie. Domne, scaunul de la șofer să bălângăne. Domne, au ruginit tamburii înainte să o cumpăr. Și așa mai departe. Ce nu înțeleg eu la acest producător al nostru este de ce nu reușește să facă niște lucruri basic bine. Bă, e o mașină simplă, e o mașină de buget. Păi bă, fă-i lucrurile strict necesar, trainic. Scaune, uși, lucruri care se închid. Asta e modelul sau ce vrea să spună? Ce, eu știu, bă, rău. Nu mă interesează muzicuțe, luminițe și așa mai departe. Aici, de exemplu, nu avea cine să o lovească sau să o zgârie intenționat. Ușa din față. Zboră. Dăm ușa din față, o atingem mers, probabil. În fine, nu contează. Mașinile astea, vrem, nu vrem să acceptăm sau nu, sunt oglinda poporului român. Oglinda orașelor, oglinda zonelor noastre, nu rurale, zonele noastre urbane. Adică, prin sărbătorile. Nu astupăm gropile, nu reparăm, nu facem niște canalizări la nivel. Avem guri de canale, nu pe toate, dar în schimb punem luminițe și dăm drumul la muzicuță. Așa, asta este și evoluția brandului Dacia. Da, destul cu vorbăraia. Deșteaptă-te, române. Niciodată, Robert. Domne, cum, domne, nu? Luați-vă, domne, mașini secunde. Trage cu steagul peste ea așa odată. Hai, fata mea. Ia-o-te. Am putea să-l plecăm cu el cumva, așa, știi? Băgat pe... Pe ce să-l băgăm? Nu știu. Pe antenă. Pentru că trebuie să mergem cu această mașină. Unde mergem? Pe autostradă. În Germania. Aici la Sebeș, că aici e în Germania. Eu credeam că doar acolo e autostradă. E și în România, dar e mai... Mai departe de noi. Hai la, hai pe traseu. Ce făcut Robert? N-are soft close? N-are, domnule, mă așteptam să aibă. Dar e mai tare, că e ca la Dacia. Hai. Ține colea. Ia, domnule. Dacă să-mi reglez ca unul, să-l dau puțin mai în față, totuși. Mă, tot în spate, să nu-i dau. Domnule, poziția la volan trebuie să ai picioarele... Când calci ambreiajul, să fie piciorul aproape întins. Dacă îți permite și volanul să mai vină după tine. Vezi că asta e chiar laureat care și reglaș pe înălțime la scaunul de la șofer. Unde ori fi făcute centurile. Pe vapor. Stăm pe urmă. Dar la... ceva zornă e pe aici. Nu e problemă. E în vol. Uau, uau. Gata, domnule. Ia uite cum iasă la lumină aia. Te rog totuși să-l dau mai în față, că e practic spre ampă. Ba, mai domne, pasă la așa. Nu găsesc poziția. Ia uite cât spațiu aici, ai pune cotul la undeva. Pe ușa aici, unde să-l pun? Și ușa e tare, domne. Suportul e tare. De cot. Ia zornă ceva pe aici prin ea. Lasă, domne, nu e asta. Se vine volanul înapoi. Ce mai vrei? Știi că vom merge cu ea pe autostradă? Nu cred. Da, dar vezi că trage, e 1.5 motor, nu? Da. Umbli la climatronic. La ce este? Aer condiționat, automat. Eu. Bă, marele atu al acestei prime generații este spațiul de la volan. Nu și poziția. Scaunele sunt acceptabile, în ciuda balansului automat care l-ai în spătar, imposibil de a-l regla, dar ai loc în ea. Acum, ce să zic? Acum, cred că a fugit peretele ăsta de foc de aici, că se aude motorul, zici că e măgâdilă pe talpă. Ce e gărăgioasă, domne. Așa sunt toate sau doar mașina asta de conducem noi? Ca să-ți dai seama de calitățile unui producător, trebuie să-l vezi atunci când mașina respectivă a îmbătrânit, când are ceva ani. Asta e închis? Nu când e nouă. Păi noi toate sunt frumoase. Și atrăgătoare. Oricum, și... mașina asta apărând în 2003-2004, atunci,
într-o piață ca România, ea era un salt de la Solența, știi? Un șoc, adică, manual. Nu, că Solența avea injecție și Supernova a avut injecție. Dar nu era un salt tehnologic, pentru că mașina asta nu a avut pe ea tehnologia anilor 2004 sau anilor 2000, măcar, pentru că fiind fără ABS, multe fiind fără airbag până prin 2007, pentru că legislația din România tolera așa ceva. Știi? Mașina asta are tehnologia anilor 90. Nimic altceva, ea nu este diferită de un Clio mai din urmă. Să nu uităm că încă în continuare proiectul, bine, pe lângă faptul că se face și în Rusia, și în Brazilia, și în Iran, și pe unde s-o mai face, continuă tot pe aceeași idee. Nu am tehnologizat prea mult, doar am înfrumusețat. Nici măcar nu am modernizat, doar am înfrumusețat. Dar, o mașină cu gardă înaltă la sol, cu componente puține la suspensie, mult mai puține decât celebra 1300, care avea brațe multe, deu, tiranți, reglaje, dragi, lagi. Asta are o mecanică simplă și destul de rezistentă. Însă, la început, prețuri măricele de service. Mi-aduc aminte că astea se schimbau în dragi blocurile de lumini și erau mai scumpe decât alea de Vectra B. Vectra B avea niște ani, asta era o mașină nouă. Dar mecanica e simplă, cu suspensie simplă, cu gardă înaltă și amortizoare și arcuri blânde, au făcut-o să fie trainică pe coclaurile românești. Trainică, îndrăgită de o bună parte a noastră, a românilor. Iar, odată cu apariția variantelor diesel, dar care au avut și un preț măricel, i-a făcut pe român să renunțe la 1.4, care era un impotent, în favoarea acestui 1.5. Astăzi modelele Dacia nu mai au motorizări diesel, cum nu mai are nici Clio, dar Renault se zvonește că intenționează să revină la, să repună motoarele diesel pe clasa mică, pentru că nu mai vinde mașini. Pentru că iar cineva nu s-a gândit cum trebuie. Dacă la o clasă mai mare, omul poate să-și cumpere la o mașină scumpă și benzină sau și diesel sau chiar și electrică, la o clasă din asta mică te gândești doar la consum. De ce n-au apărut mașini din astea electrice și a apărut chestia aia incredibil de mică, care abia aștept să o prindem? Nu știu. Cred că, aoleu, acum observ. Nu merge kilometrajul. Nu merge, domnule. Și volanul stă puțin strâmb. Glumește. Nu, dar volanul stă puțin strâmb, dar așa merge drept. Mă rog. Dacia. Deci ar trebui să mergem sub 2000 de ture cu a patra prin oraș. Nu are filtru de particule pe generațiile astea. 1.5-ul ăsta este piesa de rezistență însă a acestor mașini. Cu consum de 6 urban și 4 extraurban, o face o armă imbatabilă, în ciuda restului care nu există la ea. Abia aștept să ieșim în autostradă aici. Să vedem ce poate. Tot s-o menținut. Ce e trist este că nu avem stop pe frână. Deja comitem o contravenție. Sunt la locul lor. Încă o contravenție. Am uitat numerele în garaj. Vorbesc. Da. Gata, am revenit cu numere de înmatriculare. 210. Probă, merge, ne auzim. Și ne îndreptăm cu nava asta. Nava amirala a producătorului. De fapt, nu e nava amirala, asta e nava... Mihai, mie mi-e frică și mi-e să nu ies cu picioarele, că mă îngordez cu potere aici. Ori se rupe scaunul, ori ies prin podea. Cred că se rupe scaunul, că rugină nu pare să aibă rău. Problema, știi care este? Acest motoraș are suficient cuplu pentru caroseria asta, care e foarte ușoară, încât, uite colegul din față, tot cu aceeași model, trebuie să facem două lucruri. Odată să ne uităm pe navigație cu ce viteză mergem și apoi să-l sunăm pe Cristi Lupu. Hai să o ducem la viteză de autostradă. Cred că prinde viteză de autostradă. 112.
120, avem la, deci 130, avem la 3500 de ture. Dar vine un viraj și nu cred că trebuie să-l abordăm cu viteza asta. În fine, ieși din Waze, că am trecut, am văzut pe turometru că la ce viteză trebuie să fim. Și apasă pe butonul principal sau pe telefon, pe verde. Și caută în lista de apeluri pe Cristi Lupu și dai pe speaker. Cine știe? Ia uite. Bă, cum merge mașinuța asta. Dai pe speaker. E dat. Domnul Lupu, ne auzi? Vă aud. Suntem cu Logan 15 DCI cu 130 pe oră pe autostrada la Sebeș și mă auzi bine? Păi de ce vorbești tare în primul rând? Păi eu nu te aud pe tine deloc. Ce să faci, unde mi dacă atât așa am putut? Bă, e un progres ingineresc mașina asta față de Dacia 1300. Nici față de Lada, că Lada e tabla mai tare. Nu știu, n-am avut Lada. Nici de... Dar iată că ne depășește colegul din spate, Robert. Ia uite, modelul următor, ce înseamnă? Conduce domnul Preda? Nu, nu, eu conduc, domnul Preda filmează și mânuiește telefonul. Am înțeles. N-avem stop pe frână, asta este, dar avem semnalizare. Păi și când calci frâna cu semnalizarea, nu ți-am pretaie una. Nimic, că ne probară în chestia aia, ne gândirăm și noi la chestia aia, e altă problemă. Am înțeles. Nu mai merge becul, ce? Nu merge becul. Păi nu că pe poziții merg. Aha, păi da, dar se arunc și lamentul de stop pe frână. O să-i trag două fire cu întrerupător de la de cameră, când calcă frâna, dă și întrerupător. Îi faci cântablă până la urmă. Da? Facem, domne, orice. Ia zi, domnul Lupu, cât crezi că costă o mașină din asta? Ce preț a dat omul pe ea? Care, aia, a ta? Nu, bă, asta, 1.5 DCI din 2006, îi dă seama cu a ma tale. Păi seamănă, da, așa e. Și cred că și la preț sunt cam asemănătoare. Asta e problema acum. Nu, domnul Lupu, că a dat un sfert din cât ai dat ma tale pe Vectra. Aaa, păi, un sfert mă mărește. Da. Ce să mai? Te lăsăm că nu mă pot concentra și la vorbit și la condus, pentru că deja cred că am depășit viteza luminii. Se pare că am depășit lumina, viteza luminii, că și mașina din față a depășit-o, pentru că îi văd farurile în spate, știi? Da. Și cred că când depășești... Dacă nu ești cu mașina asta obositoare, n-ai trebuie să faci domnul lucru. Nu, dar când depășești lumina, viteza luminii, nu-ți bat farurile în spate. Păi eu cred că da, nu? Da, așa ai trebuie. În fine, ce să mai, ne vedem la Craiova, pa! Ciao. Bă, domnul Preda are computer de bord și tu nu spui. Păi interesează să văd dacă prins ideea, ia uite, bă. Eu am rămas pe autostradă. Da, dar cum se resetează? Și care e? Din cum se resetează? Care e? Ăsta e? Nu, ăsta e. Ăsta e, ăsta e, ăsta e. Aha, gata, stai așa. Dar nu se resetează de aici? De aici? De aici face același lucru? A, asta e tot ca la... Mă rog. Bă, nu te resetezi, mă, ai stricat. Nu merge eu, că te țin pe el apăsat de nu știu când. Acum apeși pe stop. Nu, nicio șansă. Nu știu cum se resetează, poate nu mai merge. În fine. Până la urmă poți merge cu ea și cu viteze de autostradă, dar cu prețul de a urla puțin. Și de a te simți cam nesigur așa, pentru că nu e în elementul ei. Când intri în siajul camioanelor, îți amintești tinerețea, copilăria, tot ce a fost frumos în viață. E în continuare o mașină de până la 100-110 km la oră. La fel ca și 1300-le. Chiar dacă e
modernizată mult și are altă tehnologie. Dar nu are reglată de șosele din astea, e reglată de România. Au știut ce fac. Suntem pe coborâre, domnul Preda. Nu se vede nimic, tot alb în față. Și cred că avem... față negru. Mai intră în Uiz odată. Pe când se... vine dealul. Avem 4.000 de ture. Nu, avem 3.700, 3.600, 3.500, dă înapoi la pantă cu a 5-a. Nu poate mai mult. Da, ce să mai... O să fi văzut dacă era de aia de 900, cred că dădea înapoi de tot. Care aveți mașină din asta, să-mi spune și mie cu cât am mers pe aici pe oră. Dar uite, la coborâre ia viteză. Dar mai puțin frică. Ia mă că intră pe Waze. Ia intră tu pe Waze-ul tău, mă, să vedem cu cât mergem, mă. 600, 700. Că nu mai avem așa mult. Și părăsim bucata de autostradă. Adică nu părăsim, ieșim de pe autostradă, că autostrada merge până la Pitești. Bă, dacă îmi face, vă rog, de tot. Domne, 144. Atât avem? Da. A, pe seara că am țărăm 150, maxim, că mai mult nu mai prinde. Hai înapoi, că... Uite, avem și frâne. A, hai că nu se întâmplă nimic. Gata, începe să frâneze, e bine, e bine. Bă, frate, bă. Ce, domne, transpirați sub caschete? Pe puțin. Ăștia așa îți dau emoții, mașină. Hai că vreau să o învârtim și o dată în giratoriu aici, să vedem. Cum stă așa pe... Cum se stă? Culcată pe o parte sau ce vezi? Foarte ferește! Ce facem? Uităm băiatului un telefon pe ea? Bă, lasă-o mai ușor, bă! Ce vreți să frică? Șefule! Bă, mă, cum se chine? Cu să răstoarnă asta! Zici? Ia, ia! Să dejantează... E o balegă, să nu alunecăm pe ea! Să de la... se dejantează cauciuc! Cum dracu' au ajuns o balegă pe autostradă aici? De la Ocioară! Bă, ce mașină, bă! Auzi ce țipă motorul. O luăm pe drumul ăsta nou. Da, ne întoarcem pe național să vedem. E un sector aici de a plăcut lui Cristi mult. Unde cu laguna am avut așa o cumpănă. Știi? Mare. Măricică. A plecat de pe banda asta pe contrasens. La vreo 70-80 la oră, așa nu mai mult. Mai fără să vrem. Noroc că nu vedea nimic din față. Că era așa o... Cum stai, domnule, acelea? Fai de capul meu. E frumos. E cam tren. Picioarele de ce le sprijin? De pe de preș. Mașina asta este exact ca România. Exact ca România. Ia uite, bă, 5600 de ture. Da, chiar, turometru, e bordelaf, turometru fără roșu, nu știu. Cred că e ca Honda-le alea, se duce la 8.000 de ture. Oricum, nivelul de zgomot e top în ea. Deci nivelul de zgomot... Dar e, știi ce e curios? Nu se aude așa de mult motorul și trenul de rulare, cât se aud zgomote de vânt pe aici, pe la parbriz, pe la stâlpi, care nu prea îmi dau seama de ce se aud. Oglinzile sunt micuțe la ea, nu sunt prea mari. De... Uite pe aici începe sectorul ăla, niște viraje din astea pe aici. Ia, sper. Am mai reparat, că aici în Ardeal se mai repară drumurile. Wow! După turometru, cred că avem 80-90, așa, și abordăm virajul. Ia să vedem și la panta asta. La panta asta, hai că știu că pot, știu că pot, nu da înapoi, nu da înapoi! Haide, 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 haide! Haide, haide, nu da înapoi, nu da înapoi! Nu da! Yes! Yes! Forța Renault! Forța! Păi dacă era 1.4 benzină, mai stăca de 3 ori în schimbător. Mă doare în gât. Bă, oricum, nu știu, 9 e ridicol să ți-o cumperi. Poate doar dacă ai o afacere, o bagi pe firmă, deduci TVA-ul, cheltuieli, iei o flotă și așa mai departe. Îți bagi joc de angajați, că toți care au mers cu ele se plâng de diverse chestii. Dar,
acum când e cât un telefon una, dacă găsești neruginită și să meargă tehnic bine, e o mașină de care te poți servi, îți faci treaba cu ea. Fără pretenții. A, uite aici sectorul ăla, domnul Preda, ia să vedem. Uite pe aici este, iau. Opa, bine. Bă, deci, domnul Lupu, dacă vezi clipul ăsta, ți să spun că Loganul din 2006 s-a prezentat mai bine decât Laguna din 2014 pe același sector, știi tu ăla, vălurit, de-ți place matale. Bine că nu știu cum se resetează asta sau nu mai merge. A, asta nu merge, Robert, ne arată aceleași cifre. Nu merge din cauza că nu merge kilometrajul, bravo. Ding. A trebuit și matizul. Ai văzut vreo matiz să nu fie... Că eu nu strâng colo de unde împing majoritatea să-l închidă. Bă, mașinile astea, și aia, și asta, și cam toate care s-au produs la noi, s-au produs pe niște standarde, așa cum a considerat producătorul, pentru că nu există în legislație niște norme din astea, cum există la englezi, care la englezi n-ai să vezi bagi jocuri de mașini. Pentru că nu pot fi vândute, trebuie să treacă de niște baremuri, ca calitate de asamblare, ca norme de siguranță, ca tot dracu sisteme de pe ele, și așa mai departe. Bă, nu putem să prindem un matiz pe curbele ăștia? Dacă prindem aici, că dă cu frâna. Asta să dăm și noi. Hai că nu dăm. Hai că acum te-am luat la pantă, te-am luat. Ia uite, bă, nu prindem un matiz, ești nebun la cap și mai ești începător. Dar nu e început. Bă, nu poți să depășim un matiz? Gata. Sayonara. Nu dăm Mioveniu pe Craiova. Nu ieși că nu știu cum stau cu frânele. Uite și pe al bătrân în față. Pe ăsta nu-l mai depășim. Bă, îl depășești mai ușor, că omul ăsta e la plimbare astăzi. Ori să ducem vizită la socri și n-are chef. Tăticule, n-ai mașină, nu știi să mergi pe. Frumos pe aici, prin Ardeal și toamna. Oricum, Loganul rămâne, are locul lui în piața auto pentru oamenii nepretențioși, oamenii care vor să cumpere o mașină, mașina obiect care să-i servească. Însă, e cam scumpă pentru ce oferă, și atunci și acum. Acum e exagerat de scumpă cea. Poate să vâșie. Deci cum poate să vâșie. Zici că n-are o bucată de parbriz. Să știi, zici că și cu geamurile deschise. Mi se încinsă ceapca pe interior. Ce să mai... Domnul Preda? Ia spuneți, domnul Mihai. Hai să ne luăm la revedere, că Sebeșul e neinteresant bucata asta până la DM Auto. Ca să avem baterie la jucăria asta și pentru cealaltă mașină. Trebuie să vă abonați în continuare la canalul nostru. Pe domnul Preda îl găsiți în descrierea clipurilor, dar și la serviciul Vazi Auto Crash Service, strada Abatorului numărul 11, la Podari, lângă Craiova,
unde vă așteaptă cu tot ce înseamnă lucrări de tinichigerie. Pe domnul Călin îl găsiți aici la Sebe și la sediul DM Auto, unde vă așteaptă cu uleiul DM și cu tot ce înseamnă mecanică în servisul DM Auto. Uleiul Ravenol sau uleiul DM, nu știu ce am zis, mă rog, uleiul Ravenol. Ravenol, foarte bun, m-am convins că e bun. Pe mine mă găsiți în rubrica de comentarii, pe pagina de Facebook cu Auto Masterchef by Mihai Popescu, pe contul de Instagram cu același nume. Pe domnul Lupu o să-l găsiți în comentarii la acestui clip, pentru că dânsul a avut Dacie și va interacționa cu voi mai mult pe tema Dacie. Ce să mai? Să ne auzim cu bine. Asta e România. Bye, bye! Bucățica asta e de după la revedere, când am oprit să îmi șterg lacrimile. Fiți atenți aici. Deci se aude un sunet de sub bord, de pe acolo, de pe undeva, care e influențat nu ne mai facem bine niciodată.